Cosmin Bibiriga a fost unul dintre cei mai buni jucători pentru LPS Piatra Neamț în partida de miercuri cu CSM Ploiești. Juniorul de 16 ani a marcat 2 goluri, dar a contribuit și la alte reușite ale echipei sale. Pentru elevul Stelian Bursuc, meciurile din turul diviziei au fost primele din carieră pe cea de-a doua scenă handbalistică. Din păcate am pierdut, dar am avut un joc foarte bun, am încercat să dăm tot ce putem. Și odată ce joc aceste meciuri din divizie, este o experiență în plus pentru mine și pot da randamentul mai mare la juniori. Cosmin Bibirig este fiul fostului capitan de la Fibrex Avineș, Leonard Bibirig, și este un produs al liceului cu program sportiv din Piatra Neamț. El a jucat în acest sezon pe 2 fronturi, atât la junior cât și în divizia, iar meciurile de la seniori îi dau încredere pentru viitor. Să zicem că puteam obține mai mult în acest tur, dar din păcate asta a fost să fie. Într-adevăr, spuneai tu în vară că sper să debutezi la divizia, ai debutat. Cum e acest nivel? E diferență mare? Cum ți se par echipele adverse pe care le întâlnești? Este o diferență destul de mare, diferență de forță, dar nu țin cont de acest lucru și încerc să dau tot ce este mai bun. De la Moș Crăciun ce dorești? Sănătate, cel mai important. În prima rundă din retur, LPS Piatra Neamț va întâlni pe Cimentul Bicaz.